propria lucrare de diplomă, dacă ați citit-o acum, credeți că ați mai înțelege-o? În mod cert, fiindcă eu am fost unul din studenții care chiar și-a elaborat singur lucrarea de diplomă. De ce? Alții unde și-o elaborau? Alții au comandat-o la anumiți asistenți universitari sau profesori. Da? A existat și atunci această metodă, cum există și acum. Au existat și atunci astfel de cazuri când lucrarea, practic, a fost comandată, plătită, predată. Erau asistenți sau... Da. Care se ocupau cu asta? Da. Lucrări de diplomă, lucrări de doctorat. Și de doctorat? Cât de departe se poate merge? Oricât de departe. Bine, s-a mers până în vârful piramidei, acum mă gândeam, până la polimer, nu? Da. Ei, și cum a comutat un om de pe visul copilăriei pe condiția de primar? Întâmplarea. Când mi-am depus candidatura, nu am crezut că am vreo șansă. Trebuie să vă imaginați un grup de oameni care sunt în conducerea Forumului German, la vremea respectivă neprofesioniști, nepoliticieni, care doresc ca la alegerile locale să obțină 2 sau 3 fotolii de consilier local. Ne-am întâlnit, am stabilit o strategie electorală și în cursul discuției a apărut ideea că ar fi bine să avem un candidat pentru primar. Candidatura urmând să creeze o mai bună vizibilitate pentru Forumul German. A, deci nici n-ați luat în calcul varianta că ați câștiga alegerile Forumul? Nu. Ci doar prin candidatură să atrageți atenția asupra formațiunii. Exact așa ne-am gândit. Așa, și? La vremea respectivă n-am mai fost simplu dascăl, devenisem inspector general al Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu și am fost deja o persoană publică. Din conducere, singura persoană publică, de aceea m-au rugat să accept această candidatură. Și v-ați dus acasă și ce i-ați spus soției? A fost foarte surprinsă și am convenit că voi încerca. Alegerea mea a fost o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. Niciun sondaj nu m-a arătat primar. Niciun sondaj. Niciun sondaj. Credeți că atunci când v-au ales românii din Sibiu, pe dumneavoastră, sasul Klaus Iohannis, a contat faptul că sunteți înzurat cu o româncă sau nu? Cred că a contat. Cred că a contat. Faptul că soția mea este româncă arată, poate în plus, că eu aici sunt acasă și aici mă simt acasă și nu mă consider ca făcând parte dintr-o elită sau dintr-un club exclusivist sau dintr-o etnie exclusivistă, ci că fac parte din acest popor. Soția mea, Carmen, este tot profesoară de engleză. Am fost colegi de generație, dar la licee diferite. A, deci soția ea a absolvit liceul Gheorghe Lazăr, unde profesează, și eu am absolvit liceul Bruckenthal, unde am profesat. Când am ajuns eu primar, un outsider din orice punct de vedere politic, mi s-a spus că voi rezista câteva luni de zile, după care fie voi deveni corupt, fie mă voi înscrie într-un partid politic, fie voi renunța la primărie. Cine corupt, v-a spus asta? Foarte mulți, și prieteni, și dușmani, și colegi. Corupt, n-am devenit într-un partid politic, nu m-am înscris și nici de la primărie n-am plecat. Și cum vă explicați? Cred că am reușit să văd lucrurile de la o distanță suficient de mare, să le pun fiecare la locul lui. Cum s-a simțit un om cum se cade și lipsit de veleități de fiară politică atunci când a intrat în ceea ce se cheamă lumea politică românească? Pentru că am văzut că sunteți și președintele Forumului Democrat al Germanilor din România. La început m-am simțit foarte straniu. Cum? Am avut sentimentul că sunt în filmul greșit. Chiar dacă cunosc foarte mulți politicieni importanți, aproape pe toți, chiar dacă am discutat cu ei, eu sunt totuși numai primarul unui oraș din provincie. În paralel, sunt președintele Forumului Democrat al Germanilor din România. Care câți membri are? Are aproximativ 40.000 de membri. Ați simțit vreodată că asupra dumneavoastră s-a exercitat o presiune a unui mediu politic sau nu? Da, de foarte multe ori. De pildă, dați-mi un exemplu. De pildă, problemele de
tip retrocedare. Retrocedări de terenuri agricole pentru simpli țărani, sași. Retrocedări de imobile pentru persoane fizice. Sași care sunt plecați, să zicem. Nu, majoritatea care au rămas aici, dar și din cei plecați. Retrocedări de imobile pentru biserici. Trebuie discutate până la nivelul cel mai înalt. Și atunci, automat, se intră în sfera politicii. Fiecare politician vrea să-și impună punctul lui de vedere, vrea să-și impună linia lui. Și atunci, intrând în acest joc, automat apar presiunile și apar din toate părțile deodată. Sibiu e un oraș în care problema asta, bănuiesc că s-a pus destul de des, nu? Acum, faptul că am rămas acolo unde am rămas dovedește că m-am descurcat. De ce? Cu unde aceste putea presiuni. Să plecați? Puteam să plec oriunde, din primărie. Fiecare încearcă să creeze o presiune în sensul rezolvării problemei grupului lui. Sau a problemei lui personale. Sau a problemei lui personale. Și vreodată când s-au făcut presiunile astea legate de retrocedări, ele ce însemnau de fapt? Niște telefoane, n-au fost presiuni oficiale, nu? Da, așa este. Și ați aplicat tactica struțului, ce făceați? Am continuat așa cum am crezut eu că este corect și bine. Și ne promițând nimănui nimic sau le-ați promis tuturor? Nu-mi place să promit lucruri decât atunci când știu că le pot pune în practică. Și ați cunoscut tot mai bine lumea politică. Ce detestați cel mai mult la lumea politică pe care o cunoașteți? Îmi displace foarte mult când nu te poți baza pe oameni politici. Bunoare dacă își schimbă foarte frecvent apartenența politică. Este un lucru pe care îl detest. Cred că un om își poate schimba odată opțiunea politică și se schimbe odată partidul. Nu cred că aceasta este o problemă, dar există politicieni, inclusiv parlamentari, care sunt la a treia sau la a patra formațiune politică. Mi se pare aberant, anormal. Nu cred că ei își schimbă gândirea. Da. Eu cred că schimbă partidul după cum dictează interesul de moment. Cum să te bazezi pe un om care nici nu știe de ce partid ține într-o problemă serioasă? Și? Pe cine mai detestați și ce mai detestați? Detest corupția. Detest o atitudine sfidătoare la adresa simplului cetățean. Și detest minciuna. Cum vedeți cristalizarea așa-numitei clase politice din 89 până azi în România? Nu este aceea pe care ne-o dorim. Este o clasă politică viciată. Prin educația pe care au avut-o foarte mulți din actualii politicieni în regimul comunist. Și ce vă face să credeți că lupii tineri, politicienii foarte tineri, o să fie cu totul altfel? În realitate au apărut foarte puțini politicieni tineri și ce ați numit dumneavoastră lupii tineri sunt o poveste. În realitate acești lupi tineri sunt niște tineri care nu au de obicei absolut nimic de spus în propriul partid. Deci nu sunt lupi și sunt miei de fațadă? Da, sunt miei tineri. Au apărut foarte, foarte puțini politicieni noi în ultimii ani și cei care au apărut nu au ajuns să fie politicieni care realmente au un cuvânt greu de spus. Acum, ca un profesor de fizică ce sunteți totuși, chiar dacă nu mai sunteți, descrieți-mi la rece experiența plecării familiei. Înainte de 89, sașii care au plecat erau cumpărați, știu că funcționa expresia asta, au fost cumpărați de nemți. Da. Și cu cât era cumpărat un om? Aproximativ 8.000 de mărci. Atât era un om? Atât a fost prețul unui om. Rudele, dacă au venit și au plătit la securitate banii respectivi, s-a putut pleca. La modul oficial? Sau neoficial? Nu cred că a fost o plată la modul oficial. Nu cunosc pe nimeni care a primit o chitanță pentru acești bani. Nu plăteau la casierie? Nu, acești bani se predau unui securist care, pe urmă, înlesnea plecarea. Ați cunoscut dumneavoastră un sas care a plecat și care v-a spus că a dat unui securist 8.000 de mărci? Da, am cunoscut mai mulți. Și vi s-a părut atunci mult prețul unui om sau puțin? Mi s-a părut enorm de mult. Oricum este
a fost și este o afacere murdară, mi se pare foarte, foarte josnic să plătești pentru libertatea unui om. Statul german le dădea bani cetățenilor nu. Care veneau să-și cumpere rudele? Nu. A, statul deci asta german a fost... nu a sprijinit, din câte știu eu, emigrația oficial, sa în și niciun lor. Fel, nu, acest troc. Rudele care doreau să cotizeze cu această sumă au făcut rost de bani, treaba lor fiecare de unde, au venit în România și au plătit acești bani. Și n-ați avut pe urmă curiozitatea să aflați totuși pentru istorie ce se întâmpla cu sumele astea, unde mergeau ele, în buzunarul unor oameni sau erau vărsați la casierie și erau bani publici? Cel puțin din ce mi s-a povestit, nimeni nu a primit vreo chitanță. Acești bani au fost predați pur și simplu. Unor securiști. Poate chiar dacă aș fi avut curiozitatea, nu cred că aș fi avut vreo posibilitate să aflu. De când sunteți primar, să cercetați arhivele, să... Nu există arhive ale securității la care aș avea eu acces. N-aș avea unde să caut într-o arhivă așa. Ce ne-a ajutorat un primar? Totuși un oraș mic reproduce într-un fel un univers mare, de asta vă întreb. Da. Microcosmosul reproduce macrocosmosul. Ei, relațiile primarului cu SRI-ul local, cu care sunt? Nu am relații de serviciu cu SRI. Cunosc 2-3 șefi de acolo, dar atât. Deci dacă ați avea curiozitatea să mergeți înapoi pe fir și să încercați să descifrați poveștile astea, n-ați reușit. Acum, după discuție, poate așa nu de asta. Nu, totuși, nu credeți că ăsta e un capitol al istoriei sașilor din România? Un capitol interesant. Și interesant și trist. Este, cu certitudine. Este perioada în care, practic, aproape a dispărut un grup etnic din țară. Un grup etnic cu tot ce însemna el? O populație care, numeric, a fost mică. Și când au fost toți sași aici, tot puțin nu au erau. Fost mulți, au fost da. Maximum în jur de 300 de mii. Totuși, cel puțin în sudul Transilvaniei, sașii au fost oameni care au influențat realmente și definitiv cultura locală. Și civilizația locală. Îmi place să cred că și civilizația locală. Bun. Spiritul săsesc însemnând ce? Ordine, disciplină, meserie, profesionalism, cred seriozitate? Cred că se poate rezuma foarte simplu. Este dorința și plăcerea lucrului bine făcut. V-ați gândit vreodată și cum ați explica trăsătura asta a comunității sașilor din Ardeal, o anumită blândețe, o anumită civilitate, faptul că sașii niciodată n-au fost implicați în niciun fel de conflicte naționaliste cu românii și cu alte naționalități conlocuitoare, chiar dacă și-au păstrat identitatea națională? Eu cred că nici n-au avut altă cale. Sașii au venit acum 850 de ani în Transilvania și au fondat comunitățile, satele, orașele care s-au păstrat până astăzi. Ei aici au considerat că este patria lor, fără să aibă vreo graniță cu patria mamă. Ei nu au avut niciodată pretenția să construiască ceva legat fizic sau politic de Germania. Ei și-au dat seama de la început și așa s-au considerat că aici trăiesc ei, în această țară, nu au avut și nici n-ar fi putut să aibă pretenția să construiască ceva cu iz naționalist sau șovinist. Nu ar fi fost posibil, nici politic, nici practic. Este o trăsătură a sașilor, acest calm și această răbdare. Chiar în secole când s-ar fi putut spune că totul este împotriva lor, nu au cedat. Și au continuat treburile, au continuat să construiască comunitatea respectivă și acest lucru a lăsat urme adânci în civilizația transilvană.